Lucrările de reabilitare a părții române la podul prieteniei Giurgiu Ruse sunt în plină desfășurare. Cel mai mult s-a lucrat la traversele de cale ferată și la modernizarea instalației de ridicare a podului, unul dintre motoare fiind deja schimbat, totul cu bani de la Căile Ferate Române. Ceea ce probabil nu cunosc nici giurgiuvenii, dar nici cei care traversează periodic podul de peste Dunăre, este faptul că o porțiune din calea ferată a podului poate fi ridicată oricând pentru trecerea vaselor înalte, o operațiune la care am asistat și noi. Și fiindcă modernizarea podului Giurgiu Ruse în ceea ce privește calea ferată este aproape de final, se așteaptă și implementarea proiectului de reabilitare a infrastructurii rutiere. Acesta presupune refacerea șoselei, a trotuarelor, balustradelor și stâlpilor de iluminat. Lucrări, al căror termen de execuție ar trebui să fie în 2015.